Bună ziua, sunt Cristian Hagi, bine v-am regăsit. Discutăm astăzi despre turism, dar și despre politică, pentru că în platou avem o invitată care va candida la alegerile de duminică, la alegerile europarlamentare, doamna Alma Micu, din partea Forței Civice. Bună ziua! Bună ziua! Sunteți și directorul unui reprezentant unei agenții de turism și îmbinați cele două domenii, spuneam, pentru că v-ați întors recent din Germania, din Frankfurt. Când v-ați întors? Azi noapte am aterizat și acum abia am ajuns la Constanța. Am înțeles, dacă e drumul lung din București, nu avem un aeroport foarte performant aici care să vă ducă direct din Germania, dar asta e altă discuție. Unde ați fost? Am fost la Frankfurt, la un târg dedicat congreselor, evenimentelor mari, incentivurilor, industriei de mice, așa se numește prescurtat. Meeting industry. Am înțeles. Văd pe această listă pe care mi-ați adus-o foarte multe nume, zeci de nume din întreaga lume, de la Indonezia, Arabia Saudită până la România. Ați fost singură din România? Că n-am văzut multe persoane. Practic, lista aceasta este de la forumul politic organizat, care a avut loc în prima zi de târg și, în primul rând, pentru acest eveniment eu am ales să Bun, particip. ce se discută la astfel de forumuri politice și cum pot ele influența turismul, doamna Mico? În primul rând, am remarcat că noi aici în România suntem foarte departe de trendul internațional în ceea ce privește politica. Adică? În primul rând, toate aceste personalități aveau un mesaj pozitiv. Care e legătura între politică și turism? Am să vă dau două exemple. Două orașe foarte mari, Amsterdam și Londra, au prezentat niște studii de caz de succes legate de clustere. Clusterele Ce înseamnă sunt cluster? niște proiecte pe termen lung, colaborări între instituții publice, între agenții de turism, agenții de promovare, de media și universități. Foarte multe, mulți participanți sunt într-un astfel de cluster. Toți creează, se așează la masă și împreună creează evenimente interesante și apoi le promovează în întreaga lume prin intermediul multor asociații specializate pe întâlniri, meeting-uri internaționale și astfel pe termen lung se creează locuri de muncă. Dacă turiștii care participă la astfel de evenimente vin în interes propriu sau în interes de serviciu în localitățile respective, pe ei interesează foarte mult pentru că nu există această ură între public și privat. Practic, Dar unde ați văzut, doamnă, cu această ură între public și privat? Vă întrerup că mi-a atras atenția. nu Există, de există exemplu? la noi așa Nu ceva, nu? există, Nu. nu? No, eu am auzit, așa, vorbindu-se de zeci de controle, de exemplu, în perioada de 1 mai și de modul cum se fac aceste controle și de niște plății informale, dar nu e cazul să le Nu, la ei discutăm era aici. vorba așa, un caz trivial, era vorba dacă să introducă niște taxe și vis-a-vis de proprietarii de restaurante, de cluburi, de baruri, de firme, pentru firmele de transport în timpul unor astfel de evenimente. Pentru că, în primul rând, autoritățile și firmele de publicitate sunt cele care depun efortul inițial, în primul an, pentru promovarea unor evenimente mari și apoi fiecare persoană care e implicată în sectorul privat și care are legătură cu evenimentul respectiv trebuie să contribuie într-un fel la bugetul statului pentru ca investiția să fie justificată în această Dar direcție. e o modalitate de turism în care se pot scoate banii în aceste orașe, pentru că mă gândesc dacă vine un om vara într-o stațiune de pe litoral, nu știu, stă 6, 7, 8 zile în turismul acesta de afaceri, Cred probabil că stai că o zi și după o zi pleci. ia asta să văd că cred că nu știu, mi-am uitat hârtia. Am notat undeva, uitați aici, am notat undeva că
cel puțin în cazul Londrei, de când s-au făcut investiții foarte mari în această direcție, în ultimii 2 ani numărul de turiști a crescut și a adus la un venit cumulat de peste 800 de milioane de dolari. Din câte am înțeles. Lucrurile acestea ar fi bazate numai pe turismul acesta de meeting, de întâlnire despre care vorbim, turismul de meeting, afaceri. Da, de meeting, referindu-se în principal și adresându-se în principal unor firme mari care au înțeles că trebuie să ofere angajaților lor deplasări în străinătate în scopul școlarizării pentru a participa la diverse conferințe. Deci, practic, se îmbină utilul cu plăcutul, cred că am putea spune. Dar vedeți posibil un astfel de turism și pe stațiunile de pe litoralul românesc? Păi eu mă gândesc foarte serios că am putea să... Serios? Vă gândiți serios ca să fac un joc de cuvinte? Mă uit așa, în sudul litoralului e jale, eu mă întorc astăzi... Nu e vorba de sud sau de nord, e vorba de perioadele în care hotelurile sunt închise sau nu au turiști, pentru că trebuie să găsim o posibilitate să extindem sezonul. Păi și un om care vine într-o astfel de turism... Stă probabil la cursul sau ce face el până seara, dar seara nu iese în oraș, în Amsterdam bănuiesc are ce să facă. Bun, în Londra bănuiesc are ce să facă. Dacă l-aduceți în luna mai... Unor Doamna mică, a fost în euforie, nu e nimic acolo astăzi, vă spun, și cred că în sud e și mai rău. Nu sunt turiști, nu e nimic deschis, nu e sezon, practic. Păi ce să fac? Acum, în momentul ăsta, noi nu suntem pregătiți. Oficial, sezonul e deschis de la 1 mai. Dar ce să facă dacă aduceți mâine? Din acest motiv este necesară colaborarea între autorități și privat, pentru că chiar și în București noi nu suntem pregătiți pentru evenimente mari. Adică dacă organizezi un congres pentru mai mult de 400 de persoane, vei avea probleme în găsirea unui restaurant pentru organizarea unei cine festive, vei avea probleme să găsești în aceeași perioadă atâtea autocare, limuzine. Probabil că nici săl de 400 de persoane nu sunt foarte multe. Foarte mult am încercat să promovez Casa Poporului. Casa Poporului s-ar putea transforma într-o venue, așa se numește locația unde în general se țin congresele mari. Am văzut diverse emisiuni de turism în care această Casa Poporului este descrisă ca pe un lucru într-adevăr unic, dar nu neapărat frumos, să știți. Atrage ea turiștii străini sau putem atrage turiști străini chiar și cu lucruri care nu sunt neapărat frumoase? Casa Poporului are în primul rând o istorie. Cum să nu fie frumoasă? Casa Poporului e interesantă, e unul dintre obiectivele turistice principale din România. Da? Și are povestea din spate, că a fost construită în ultimii ani de comunism, că s-a muncit în 3 schimburi, 24 din 24 timp de 4 ani și jumătate. Nu pare megalomanică așa pentru... Da, e megalomanică, dar toate materialele de construcție provin din România, de exemplu. Adică e și acesta un subiect interesant. Am înțeles. Deci turiștii se uită la... Da, mă rog, chestiune de gusturi. Care sunt concluziile acestei întâlniri din Germania sau nu sunt, pur și simplu v-ați plimbat până acolo și... Concluziile, m-am plimbat până acolo, evident, mie îmi face foarte mare plăcere să mă deplasez la tot felul de întâlniri internaționale și acolo încerc să iau cuvântul. Într-o altă emisiune că vă plimbați pe banii dumneavoastră, nu vă plătește statul. Da. Mă rog, deci asta este o chestie. Întotdeauna încerc să iau cuvântul și să promovez România cât se poate de mult și în general am mult mai mult succes decât în țară. Da? Așa mi se pare? Da. Da. O să vă întreb, nu știu dacă mai avem foarte mult timp până la pauză, cred că 30 de secunde. Nu mai am foarte mult timp, dar vă întreb totuși și poate continuăm după pauză. Cum vedeți colaborarea aceasta între stat și privat? Că spuneți că nu aveți foarte mare succes în țară. Deci această colaborare trebuie să înceapă. Bun. Discutăm după pauză. Eu cred că a început deja, dar discutăm despre pauza amănuntă, doamna Micu.
Am revenit în platou alături de noi doamna Alma Micu, candidat la alegerile europarlamentare de duminică din partea Forței Civice. Vă întrebam dacă există vreo legătură între stat și privat pentru promovarea turismului în Constanța. Îmi spuneți că nu. Eu din câte știu există asociații care se bat să facă lucrurile acestea. Nu este de ajuns? Nu e vorba că nu este de ajuns, dar trebuie o legătură mai strânsă să existe între public și privat, pentru că trebuie construite aceste locații mari pentru evenimente. Și privatul probabil că nu dispune de aceste resurse și în privat practic nu se gândește pe termen lung și la nivel global. Se gândește la nivel de firmă. Am să vă întreb ceva, mă rog, poate nepotrivit, dar vedeți în următorii 50 de ani, doamna Micu, vreo șansă ca în Constanța să existe turism așa cum există acum în orașele despre care vorbeați mai devreme, Amsterdam și așa mai departe, în care să existe aflux de turiști străini? Cu siguranță. Sunteți optimistă? Pe ce vă bazați această afirmație? Mă bazez pe faptul că dacă nu am să reușesc să mă clonez, voi fi poate un model pentru câțiva tineri și poate că aceștia vor schimba starea generală de spirit și capitalul social al României, care la în momentul actual este la un nivel foarte scăzut. Da, probabil că trebuie să fii puțin optimist ca să fii și politician, cum sunteți dumneavoastră. Haideți să vorbim puțin despre lucrurile care v-au împins să candidați duminică pe 25. De ce candidați, doamna Micu? Și vă întreb asta, având în vedere că sunteți pe un loc, nici nu mai știu care, dar da, nu este nici de cum eligibil, undeva 30 și ceva, dacă țină bine minte. Practic nu aveți șanse să ajungeți în Parlamentul European și cu toate acestea, iată-vă în cursă. De ce? Eu nu am o notorietate făurită pe discursuri belicoase în media. Cunosc multă lume și poate multe persoane mă cunosc datorită faptului că am călătorit împreună. Pentru că chiar și acum la Frankfurt mi-am dat seama că ceea ce fac eu, chiar am inventat foarte multe excursii și cu ocazia multor evenimente și în România și în străinătate și aceste lucruri pot fi conceptualizate mai frumos, mă pot alinia la niște asociații internaționale, pot promova altfel. Până acum și eu am stat deoparte, dar am hotărât să candidez pentru că trebuie ca în acest partid sau într-un partid la un moment dat să existe oameni care nu au mai avut legătură cu politicul, așa consider, și din acest motiv nici nu mi-am bătut capul să învăț toate personalitățile politice din România, deci să nu mă întrebați pentru că nu mă pricep. Pentru că dacă până acum nu s-a dovedit că rezultatele sunt bune, trebuie creat din start un nou model. Și eu când am deschis agenția nu am copiat absolut nimic din experiența altor agenții pe unde am lucrat și trebuie să mărturisesc că nu am stat prea mult la niciun loc de muncă înainte să-mi deschid propriul business. Am lucrat în vreo 20 de locuri și peste tot am încercat să învăț, să îmbunătățesc ceva și după aceea m-am mutat în altă parte. De ce ați plecat așa de des din locurile de muncă pe care le-ați ocupat? Pentru că consideram că n-am cum să evoluez acolo și pentru că nu consider necesar ca angajat să îmi exprim nemulțumirea la locul de muncă în fiecare zi dacă ceva nu-mi convine. Am avut alte șanse. Nu v-ați supărat totuși pe domnul Ungureanu că v-a pus pe locul 30 și ceva? Nu doreați așa un loc mai...
în top 10, doamna Nicu? Da, mulți... Cred că v-ar fi plăcut totuși mulți în top 10, zis, nu? Că gata, o să merg în Bruxelles și o să am un salariu așa de mare și să... 7.000 de euro salariu, da, ceva, da, bani de cheltuială, peste 20.000 de euro. Cu siguranță, dacă câștigam banii aceia, nu știu dacă este permis sau nu, dar aș fi înființat o grămadă de firme și cu siguranță aș fi avut idei foarte mult. Dar nu am experiență în domeniul ăsta și deocamdată mediul politic, nu mă pliez mediului politic actual. Da, mai am 5 ani să-l schimb, să se plieze el după mine și apoi mai discutăm. De ce ți-a ales totuși Forța Civică? Erau mai multe partide spre care vă puteți îndrepta, unele poate că vă dădeau șanse mai mari pentru Parlamentul European, altele poate că vă dădeau posibilitatea să vă dezvoltați politica. Eu am prieteni în toate partidele și... Și n-au încercat să vă recruteze? Nu că au încercat să mă recruteze, dar m-au întrebat de ce am ales acest partid și de ce nu i-am ales pe ei. Știți că e o modalitate de recrutare și asta, da, politică. Și de ce ați ales Forța Civică? Pentru că era un partid nou. Și pentru că promova oamenii care au realizat ceva într-un domeniu. Oameni care n-au mai făcut politică. Și pentru că m-am gândit că dacă sunt acolo de la început, pot, să zic în proporție de 10%, să-mi impun eu punctul de vedere, să-mi impun eu crezul și viziunea. Dar ce doriți să faceți atunci dacă... Vor trece alegerile de duminică, nu știu, vă vedea ce rezultate sunt. Veți continua în partid? Care sunt planurile dumneavoastră politice după 25 mai? În orice caz, am mai multe proiecte legate de turism, în primul rând, de Schengen, de îmbunătățirea capitalului social, în general. Pe mine este tema pe care mă interesează cel mai mult. Aceasta însemnând calitatea relațiilor dintre oameni. Nu credeți că turismul se poate dezvolta cel mai bine dacă politicul face un pas înapoi? Dacă lăsăm privații să investească, să se ocupe de asta, s-ar putea ca mai mult să-l încurce politicul. Care credeți că ar fi aturile acestei colaborări? Aturile acestei colaborări sunt legate de proiecte mari. Pentru că un exemplu poate nu bun este cel al stațiunilor noastre de dinainte de Revoluție. Da, pare un exemplu bun dacă ne gândim la faptul că erau pline de turiști străini și că acum numărul lor e undeva sub 5%, parcă, dacă mi-aduc bine aminte. Atunci... Se întâmplă poate de multe ori să, ca tu ca agenție de turism să promovezi o destinație. După ce ai trezit interesul, agențiile din altă țară sau turiștii din altă țară să apeleze direct la hoteluri, care poate le oferă condiții mai avantajoase decât îți oferă ție. Practic nimeni nu vede că dintr-o colaborare, pe termen lung, e mult mai avantajos așa. Ați fost și în Frankfurt și în Peninsula Arabă săptămâna trecută și cred că v-am mai întrebat. Nu este foarte greu să schimbi imaginea aceasta a României? Mi se pare că suntem văzuți destul de prost în Europa, noi ca români. Era bine și... să fim văzuți prost. Da, și publicitatea negativă e bună. Nu suntem văzuți. Deloc? Deloc, da. Păi asta e rău, că știu că s-au investit destui bani în celebre frunze și în... E un trend, n-au avut niciun impact. E un trend bun acum. Este un trend bun. Pentru că există foarte multe persoane din orice domeniu, din domeniul de business, din domeniul medical, din sport, care au călătorit în întreaga lume și vor ceva nou. Și aceasta e prima motivație în momentul în care îți prestabilești un meeting la un stand în cadrul unui târg internațional. Acesta este primul criteriu pentru care România este căutată în catalog. Cum este acest catalog? Că și aici e ușor de găsit
Există în ordine alfabetică o listă cu toate țările și cu toți expozanții și ei bifează sau taie de pe listă destinațiile unde au fost. Și există persoane care au tăiat aproape toate destinațiile posibile și atunci se gândesc să vină și la noi. Deci asta nu sună deloc bine, să știți. Pentru noi ca români înseamnă că stăm undeva la coada listei și numai curiozitatea îi împinge. Hai să vedem cei și la ei nu au cunoștințe anterioare despre România, nu doresc să vadă această țară cum dorim noi să vedem, nu știu, Italia, Franța și așa mai departe, pentru diferite obiective de acolo. Nu au, nu? Nu. Am înțeles. Greu de schimbat lucrurile acestea fără o promovare, mă gândesc trebuie eu, la nivel național. Trebuie găsită, în primul rând, o imagine generală care să... Cum a fost Dracula, frunza, ok. Dar frunza nu-i bună? Frunza aceea, înțeleg că n-a avut niciun efect, n-a întrebat lumea. Acolo e România, acolo e frunza din Carpați, nu? Nu. Bun. Care spuneați că sunt lucrurile totuși care le mai aduc aminte de România străinilor, Dracula? Dracula și Ceaușescu. Da. Păi să-l punem pe niște banere mari, să-l promovăm, nu știu, în catalogul acesta care a venit, cum e promovată România, cu ce? România este pe o listă. A, pur și există simplu, există țări care au avut buget și au făcut o pagină specială de promovare. Am înțeles. Ajută cu ceva? Nu știu, prezența noastră pe o listă pentru a atrage turiști, doamna Micu, chiar și la un târg din prezența la din toate acesta? Târgurile ajută foarte mult și IMEX-ul și toate târgurile acum internaționale sunt foarte bine organizate, tehnologia este de ultimă oră, toate există apps-uri pe pentru iPhone, pentru diverse aplicații, da, unde poți face meeting-urile și organizatorii pot urmări în ce măsură ai fost prezent sau cei care te-au căutat s-au prezentat la stand, pot verifica ulterior în ce măsură s-a meritat sau nu organizarea târgului. Și de asemenea există aceste organizații internaționale care sunt invitate la târg și responsabilitatea lor este să găsească potențiali clienți pentru destinațiile respective, iar acești clienți sunt de asemenea invitați gratis la aceste târguri pentru a alege din destinațiile respective cea mai atractivă pentru clienții lor, companii foarte mari, de exemplu. Ce v-a plăcut cel mai mult? Ne întoarcem puțin la târg, pentru că vorbeați despre ce ați văzut acolo. Ce v-a plăcut cel mai mult la acest târg personal? Cel mai mult mi-a plăcut forumul politic, pentru că acolo am avut ce învăța, acolo mi-am dat seama că turismul este o industrie a fericirii, mi-am dat seama că turismul poate așa duce la... Așa se spune? Că este industria fericirii, exact turismul? Așa. Da. De, aceste lucruri sunt clare deja în străinătate. De asemenea, este un domeniu al serviciilor, nu încadrăm turismul în industrie, e un domeniu al serviciilor care poate duce la o mai bună securitate și la crearea unui climat de pace în întreaga lume. Multe țări văd aici și multe persoane importante din diverse ministere, Canada, Franța, am mai spus țările acestea. Da. Cred că au fost interesante discuțiile, nu? Interesante și pozitive și fiecare își promovează destinația și în special aceste persoane chiar provenind din mediul politic nu s-au prezentat pe sine pentru că pe nimeni nu interesa istoria personală a fiecărui politician. Ei promovau exact punctul de atracție al localității sau al țării respective. Îmi amintesc de cea din Africa de Sud, nu mai știu cum se numea doamna. Nu mă pune să citesc, pentru că nu mă încurcat și n-aș ști. O femeie extraordinară, extraordinar de capabilă, care promova o localitate mică, pe care de asemenea nu știu să citesc. Da, care reușise să realizeze tot așa un model de succes de colaborare între agenții de turism și stat și care pe lângă faptul că construise acea hală mare pentru conferințe, realizase și infrastructura necesară, în sensul că
se refăcuseră toate străzile, pentru fiecare congres totul era foarte bine organizat, transferul de la aeroport era gratuit către hoteluri, către târg, de asemenea pentru acești hosted buyers, pentru potențialii clienți, existau înțelegeri, contracte cu hotelierii care ofereau camerele gratuit, pentru că și ei înțeleseseră că toate aceste congrese care aduc la oaltă oameni din întreaga lume au un potențial publicitar extraordinar. Niște modele de succes am întâlnit. Deci acest forum mi-a plăcut cel mai mult. În celelalte zile am stat la stand și am participat la întâlniri. Am colaborat foarte bine cu reprezentanta Ministerului Turismului din Germania, care la fiecare jumătate de oră organiza o prezentare a României. Avea un discurs extraordinar de plăcut. Ministerul își pusese la dispoziție un film care rula pe un televizor. Din nefericire, nu exista buget pentru un sistem de sonorizare astfel încât trebuia să... Nu pot să crezi, stați în televizor, așa, niște imagini care curgeau fără să aveți un sonor? Imaginile trebuiau să fie în spate și prezentarea trebuia să fie făcută de o persoană, da, care să vorbească la microfon. Da. Pentru mine n-a fost nevoie, pentru că pot să vorbesc și foarte tare. Deci nu exista buget pentru sistemul de sonorizare astfel încât trebuia să, nu știu, țineți minele căuși să se audă, nu? Da. Da, cred că nu au fost foarte încântați turiștii de această modalitate de promovare a României. Nu știu ce să spun, cel puțin de mine au fost încântați. Dar aș putea spune că exista o stare de tensiune, adică dacă la celelalte standuri veselia domnea peste tot, la noi exista oarecum o stare de tensiune. Mi se pare că nu ne prezentăm totuși. Despre asta vorbesc. Acesta e scopul meu, este să îmbunătățesc capitalul social. Deci măcar la un târg de turism am propus, domnule, haideți să ne întâlnim toți participanții înainte cu o seară, să ne cunoaștem și să ne purtăm frumos unii cu alții la stand. Pentru că există niște cutume. În momentul în care tu ai toate întâlnirile organizate, sunt întâlnirile tale. Deci, în momentul în care potențialul meu client pleacă de la standul meu, de la întâlnirea cu mine, mai există două, trei alte persoane care fug după el să-i mai lase cartea de vizită. Deci, niște lucruri din acestea. Despre asta vorbim. Despre... Practic au voie să facă acest lucru. Au voie să facă acest lucru, dar... Probabil că se simte hărțuiți. Dar, de exemplu, delegația Franței, care a participat la prezentarea respectivă, a reclamat faptul că s-au simțit cumva agresați. De faptul că venea lumea și i-a saltat. Da, deci ei veniseră special să cunoască doi prezentatori și erau agresați de alți 10, să spunem. Despre asta vorbesc. Dar probabil că cei 10 nu au nici mare succes, că dacă îi dai unui om o carte de vizită sau un client, nu e ca și cum am încheiat o afacere, sigur. Mă rog. Da, din acest motiv am intrat în Forța Civică, pentru că oricum îl stimez foarte mult pe Răzvan Ungureanu. Este un om extraordinar de capabil, la care ai ce învăța. Știți că e pe locul 1 pe listă, dar nu că se va retrage dacă va câștiga Forța Civică 1 sau 2 mandate. Nu prea cunosc amănunte organizatorice de acest. Dar de ce vă place de domnul Ungureanu? Pentru că este foarte capabil, chiar îl apreciez mult, adică și discursul lui este bun și este pozitiv și acum eu nu gândesc local, cum am spus, gândesc global și așa se gândește, cel puțin în străinătate. Și nu mă refer aici numai la Europa și la America, toate țările arabe, Filipine, Indonezia, toți gândesc așa, gândesc pentru binele lumii. 30 de secunde. Deci ar trebui să termină 30 de secunde. Ce ar trebui să facă oamenii duminică? Să meargă la vot. Să voteze, pentru că trebuie să demonstrăm Europei, măcar că ne interesează ce se întâmplă în Europa. Bun.
Mulțumesc pentru prezența în misiune, doamna Micu. Duminică la vot, dar nu vă spun încă... Chiar dacă sunt pe locul 34, pentru mine este foarte bine să se voteze pentru mine și pentru Forța Civică, pentru că nu sunt deloc supărată că sunt pe locul 34, iar eu ce consider că trebuie să fac, voi face și nu aștept să mi se ofere un loc mai bun. Dacă eu voi considera că merit un loc mai bun, am să mi-l iau. Bun, încheiem așa emisiunea, doamna Micu. Mulțumesc pentru prezență. Și eu mulțumesc și dumneavoastră că v-ați uitat. Rămânesc România TV în continuare.